Iată o altă situație la care avem un pic de gândire. Ați văzut diferite metode de a lucra cu acest model de stup. Și la ce ne ajută acest model de stup? Să zicem că buzunarul s-a blocat, a oat tot, matfa e și nu avem ce face cu puietul. De exemplu, iată o ramă aici de puiet care ar fi trebuit să o mutăm unde avem nevoie, dar în această situație se întâmplă că nu am nevoie, n-am unde să o duc deocamdată. Iar dacă trebuie să duc, găsim altă situație. Și aici am mai luat puiet din dânsa și i-am dat o foaie, dar foile acum sunt greu de gestionat. Și matca acum a început să depună și în această ramală. În situația asta am extins cuibul, să zic așa, ca să-i dăm spațiu de oat, măcii fiindcă ea are nevoie. Și acest stup are niște ghidaje făcute și pentru a împărți la dan două. Deci avem aici buzunarul. Și la mijlocul stupului mai avem un ghidaj care împarte stupul în două. Astfel am adus, o să aduc rama cu mâncare, ca să vedem dacă e cu mâncare sau cu puier. Deci aducem această ramă, să vedem ce găsim pe ea. Pe această ramă găsim puiet larvat. O să vă arăt. Deci, pe toată rama respectivă avem puiet larvat. Așa, sper că s-a văzut. Eu am dus puietul căpăcit dincolo de diafragmă. Și acum, acolo îi pun o diafragmă de polistiren, imediat după. Dar vreau să verific și ultima ramă, ca nu cumva să... Poate găsesc o ramă cu mâncare aici, în capăt. Acestea trei sunt cu puiet. Deci avem 5 rame cu puiet și m-ar interesa și ultima ramă, să văd ce găsesc pe. Ia să vedem. Aici avem mâncare. Bun, dacă aici avem mâncare, o să-i aduc și rama asta cu mâncare lângă puietul căpăcit. Aici, în spațiul acesta. Și astfel am configurat cuibul. Acum, lângă puietul larvar, îi dăm spațiu de oar. Vedeți, rămân două spații. Deci, puiet larvar pe ambele părți. Și aici rămâne spațiu de cap. Venim cu două rame construite, care au fost date la centrifugă. Această ramă are un pic de păstură pe ea și o punem la mijloc, lângă puietul larvar, îngrădit de puietul larvar. Matca va veni repede și va punta în această ramă. Iar rama cu mai multă păstură rămasă, o să o punem la cap. Astfel i-am extins cuibul acestei mărci. Dacă îi luam aceeași ramă cu puiet căpăcit,
Atunci nu extindeam, fiindcă nu aveam nevoie, dacă acest proiect capacit va ecloza. Și atunci va umple cele două rame care le-am dat acum. Bun. Cam asta este cu acest model de stup. O să primească în continuare stimulare până termină porția de hrană. Și după care vom trece doar la uleiul esențial. Iată aici uleiurile esențiale. Adăugăm și șerbetul cât mai este. Și am terminat. Acum aștept. Până data viitoare, numai bine!